Impulsul este o mărime fizică foarte importantă. El se definește ca produsul dintre masa unui corp și viteza acestuia, având unitatea de măsură kilogramuri metru pe secundă sau newton ori secundă. Pentru că viteza este un vector, iar masa este întotdeauna pozitivă, impulsul este și el un vector și are întotdeauna aceeași direcție și același sens cu viteza. Newton a numit impulsul cantitate de mișcare, o denumire foarte inspirată, deoarece dacă două corpuri se ciocnesc plastic, așa cum vedeți acum, își impune sensul de mișcare corpul cu impulsul mai mare. Deci putem spune că a fost mai multă mișcare în sensul în care impulsul a fost mai mare. Două lucruri ne arată cât de important este impulsul. 1. Ecuația principiului fundamental se poate scrie în funcție de impuls, după cum vedeți aici. Ecuația finală este ceea ce Newton a numit lex secunda, iar noi o numim azi teorema variației impulsului unui punct material. Ea ne arată că forța este derivata impulsului funcție de timp. 2. Impulsul este una dintre mărimile fizice care se conservă în toate fenomenele fizice alături de energie, moment cinetic și sarcina electrică. Dacă avem un sistem de puncte materiale, forțele cu care acestea interacționează între ele se numesc forțe interne, iar forțele cu care interacționează cu corpul din afara sistemului se numesc forțe externe. De pildă, în acest sistem de două puncte materiale, forțele F2.1 și F1.2 sunt forțe interne, iar forțele F1 și F2 sunt forțe externe. În cazul unui sistem de puncte materiale, impulsul sistemului este suma impulsurilor punctelor materiale din sistem. Iar teorema variației impulsului spune că variația impulsului sistemului este produsul dintre rezultanta forțelor externe și durata acțiunii acestora. După cum vedeți, forțele interne nu pot schimba impulsul unui sistem și e ușor de înțeles de ce. Ele sunt perechi, acțiune-reacțiune, ceea ce înseamnă că rezultanta lor este zero. Pentru a modifica impulsul, avem nevoie de forțe externe. Atenție, unii spun că acest lucru nu e adevărat, deoarece motoarele rachetă se folosesc de forțe interne pentru a pune racheta în mișcare. Forța dintre jetul de gaze și rachetă este o forță internă. Așa este, dar sistemul nu este racheta. Este racheta plus gazele arse, iar impulsul rachetei plus impulsul gazelor arse se conservă. Exact cât impuls capătă racheta într-un sens, capătă gazele arse în celălalt sens. Deci impulsul sistemului nu se schimbă. Exact același lucru se întâmplă dacă aruncăm pietre dintr-o barcă în repaus pe apă. Barca se deplasează în direcție opusă mișcării pietrelor, dar impulsul total, adică al bărcii plus al pietrelor, rămâne zero. Deci singurul mod de a ne controla impulsul în spațiul cosmic este să aruncăm ceva într-un sens, ceea ce va face ca nava să se deplaseze în sens contrar. Ceea ce aruncăm poate fi un jet de gaze sau de particule sau chiar lumină. Există ideea motorului fotonic pentru că și lumina are impuls.